La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu sport. Mii de mulțumiri că faceți acest lucru. Cu mulțumiri trebuie să le adresăm și prietenilor noștri de la Orange, cei care susțin pasionații de sport. Și apropo de Orange care susține pasionații de sport, nu uitați că de fiecare dată spun lucrul acesta, intrați în aplicația My Orange. Acolo vedeți ce și cum, găsiți detalii pentru tombola care vă trimite la Jocurile Olimpice de la Paris. Toată lumea știe că mai e... Sunt puține, foarte puține zile. Noi când filmăm am mai rămas o lună și un picuț, dar lucrurile se comprimă. Puteți merge la Paris grație prietenilor de la Orange. MyOrange. Intrați acolo, MyOrange, aplicație și vedeți ce și cum. Vă înscrieți și puteți merge la Paris pentru a fi alături de sportivii noștri. Dragi prieteni, așa spun de fiecare dată, invitata noastră de astăzi chiar nu are nevoie de nicio prezentare pentru că o cunoașteți foarte bine. Spun doar atât, este una dintre cele mai mari sportive din toate timpurile din România. Dumnezeu e modestă, ce băi, oprișene, nu mai zic, spun eu. Numai la Jocurile Olimpice despre care vom vorbi astăzi are 8 medalii, dintre care 5 de aur, ceea ce spune multe. Ca să nu mai lungim, doamna Elisabeta Lipă, președinte ANS, să rămână și bine ați venit. Păi, bună ziua și mulțumesc pentru invitație, dar eu am o curiozitate. Ia, ce am făcut? Orange-ul. Da. Trimite la Paris, este extraordinar de frumos. Câte zile? Unde? Păi trebuie să intrați pe My Orange. Păi te rog să spui tot, intrați, da? Că ai, acolo... ai venit pe terenul meu, da? Da. Și eu întreb am așa. Am înțeles, la canotaj vin să îi vadă? Asta era întrebarea, nu? Unde, da. Unde poate să vin duchi? La deschidere, poate vin la, și nu, la închidere. Și la, nu, vin poate și la... vin și la sporturi, poate corect. Vin să vedem unde. Corect. Da. Mai avestim, să-i doamnă? Primim, să-i primim frumos. Cum se cuvine. Câte ore trebuie, să aibă o zi la dumneavoastră? Ca să aveți timp. Păi nu mai aveți timp deloc. Cred că ar trebui să aibă ziua 24 de ore. Bun. Și noaptea vreo 6 așa. Ah, deci da. E bine. Hai da? Să în zic 30... 7 așa ca să mă încadrez în ceea ce spun recomandarea specialiștilor că trebuie să dormi 8 ore pe zi. 8 ore e greu să câte dormi. Dormiți? Nu dormiți niciodată 8 ore. Nu dorm niciodată 8 ore, dar 7 ore, 6 dar ore, 7 ieșit. Ore. Da. V-a ieșit. Păi, hai să știm să ne bucurăm, da, dar, că am uitat. Auziți, mi-a ieșit, da. nu că dorm, că dacă mi-ar ieși din somn, din somn zic, ce bine ar fi. Doamne, ce bine ar fi. Da, da, aveți tonul pe care îl știu dintotdeauna. Am calculat, am numărat, am fost la 6 ediții cu peste 100 de sportivi. Da? Da? La 6 ediții da. De Jocurile da. Olimpice. Nu știu ce ai numărat. Am calculat. Nu știu ce ai numărat, ne-a dat la 6. Oprișene ne-a dat la 6. Suntem aproape de a aduna, în momentul acesta în care noi filmăm, sunt 91, deci cu bătaie acolo la 100. Da, ne ducem la 100 cu bătaie. E o performanță bătaie, uriașă, da. Hai să nu ne ascundem de cuvinte. Nu este o performanță uriașă, dar este o mare realizare, să zic, pentru că eu tot timpul mă raportez la edițiile la care am participat eu și atunci noi ne selecționam, să zic, cei mai buni dintre cei mai buni ca să încăpem într-un avion atunci când plecam la Jocurile Olimpice. Normal că numărul sportivilor de la o ediție la alta a început să scadă pentru că și în sport se resimte natalitatea scăzută, lipsa de implicare în mișcare, numărul șubred al sportivilor de înaltă performanță și atunci asta orele se revede, puține de educație fizică, orele puține, lipsa de mișcare, toate adunate dau și la noi un număr mai mic de participanți. Ceea ce îmi doresc eu este ca în cadrul acestei delegații să avem sportivi foarte bine pregătiți și să compenseze acest număr mai mic prin valoarea acelor sportivi păi care mai participă. Nici suta nu mai e bun? Păi se putea mai mult? Se putea mai mult, normal. Bine, dumneavoastră, tați-mă, ce aveți scris la intrarea pe ușă, la birou? Că e posibil... Nu există, nu se poate. E posibil, da, nu există deja atunci. Nu se poate, da. Deci se putea, da, mai mult. Se putea, întotdeauna există loc de mai bine. Dar... ce-mi doresc nu, eu, doamna Lipa, este să fie sportivii bine pregătiți. Degeaba că n-aveți cu ce să-i duceți. Da, păi până la Paris aici, în primul rând, Comitetul Olimpic a antamat, să zic, avionul. Un charter. Bun. De data aceasta nu mai plecăm cu o altă companie străină, ci plecăm cu tarumul nostru. Bun. Da, pentru că
vorbim de Paris, Parisul este foarte aproape și grosul delegației va pleca la Paris cu charterul, iar ceilalți sportivi care intră în a doua parte a Jocurilor Olimpice, adică în a doua săptămână, normal că nu au de ce să vină cu atâtea zile înainte, că pe 21 pleacă grosul delegației și ceilalți în funcție de cum intră către finalul Jocurilor Olimpice, că pe 26 iulie seara este deschiderea, pe 27 încep competițiile, pe 11 august se termină. Și atunci a doua parte sunt sportivi care intră în competiția, în lupta pentru medalii. Și atunci mai bine stai acasă pentru că ai programul tău, ești obișnuit cu tot ceea ce te-a ajutat să fii în formă la Jocurile Olimpice și atunci vii acolo cu o zi, două înainte să te acomodezi și intri în sală, pe teren, iei medalia și ai plecat. Nu încurci. Nu, stai, nu. Deci asta cu care a apărut cu bilet, cu loz în plic, cu loz, nu, întreb foarte serios, că tu nu mai râdeți, că n-aveți cu ce să-i duceți, așa era știrea. Domnule, nu-i bine nici când să califică 100, mai lăsăm de ei acasă 20-30 și să duc numai 60. Vreau să lămuresc această problemă. Da, cumva serios. Serios, pentru că s-a înțeles greșit. Știrea o cunoașteți, că domnule, loteria scoate o ediție de lozuri în plic. Râdeți că bani de acolo se duc la oamenii ăștia ca să prindă coada avionului. Nu mai râd. Ca așa era, că domnule, doamna Lipă mai dă jos din ei. Da, mai facem și azi de necaz. Să duc unii cu autobuzul. Eu stau și mă întreb, ce scrie presa engleză care, nu știu, tot sportul englezesc este susținut de loteria națională a lor. Deci ea chiar pleacă cu lozul. Cu lozul și cu altă finanțare, că finanțează loteria națională. Da, corect. Finanțează tot sportul de înaltă performanță, pe un ciclu olimpic, două, trei. Deci asta este finanțarea lor pe lângă multe alte companii. Dar revenind la lozul nostru, eu vreau să vă spun așa, că finanțarea, plecarea la Jocurile Olimpice nu suferă din niciun punct de vedere. Pentru că pregătirea, participarea delegației sportive, da, la Jocurile Olimpice se desfășoară sub egida Cercurilor Olimpice, adică Comitetul Internațional Olimpic prin Comitetele Naționale Olimpice. Corect. La noi, în cazul nostru, Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Care este finanțat din două surse. Bugetul de stat, pe care îl primește prin Agenția Națională pentru Sport, METE, Minister, cum se numește el la momentul respectiv? Statul. Exact, statul și veniturile proprii din fondurile atrase. Corect. Din sponsorizări, jocuri de noroc, lozul. Corect. Acest loz magic despre care noi vorbim. Anul acesta Comitetul Olimpic împlinește 110 ani de la înființare și 100 de ani de la prima medalie olimpică cucerită de echipa de rugby. 24. În 1924, tot la Paris. Corect. Corect. Și cu această ocazie... Mamă, ce frumos e! Exact. Cu această ocazie s-a lansat acest loz. Lozul olimpic. O ediție specială de loz olimpic, este o ediție normală. Da, este o ediție specială. Și atunci, nu este că nu are statul român bani să trimită sportivii la Jocurile Olimpice. Ferească Dumnezeu să ajungem vreodată în situația asta, ceea ce din punctul meu de vedere practic este imposibil. Bun. Dar parte din bănuții ăia ca se... un omagiu adus Cercurilor Olimpice, anului olimpic, medaliei olimpice, 100 de ani de la cucerirea primei medalii olimpice, acest loz
a căpătat o altă semnificație, pentru că ultimul, cel care a tras acest loz câștigător, este Mihăiță Chiruță, canotor care, pe lângă cei 44 de canotori care s-au calificat anul trecut la campionatele mondiale, el a reîntregit această echipă frumoasă, venind al 45-lea, calificându-se în proba de simplu, ceea ce România n-a avut niciodată. Știți că v-am întrebat eu acum câteva luni, zic, mai aveți? Și mi-ai zis, nu mai am la ce să-i mai calific. Exact. Știți că așa? Da, știu. Pentru că nu m-am gândit. Și mi-ai zis, oprișene, la nimic. La nimic. Și zic, cum? S-a închis ușa, da. Și vine băiatul care chiar a prins ultimul loz. Ultimul loz. Deci el este lozul câștigător. Aveți 45 de copii acolo. 45 de copii, da. Jumătate din delegați. Exact. Mai puteți să vă puneți la altă federație, președinte? Nu merge? Nu merge. Nu știu, să fiți onorific sau... Nu e vorba de mers sau... Mie îmi place ceea ce am construit aici. Am construit greu. Acum, cu o mică excepție, că sunt președintele agenției, ceea ce încerc să iau din ceea ce am făcut în federație, să duceți aici. Exact, să aduc să adaptați la nivelul agenției, pentru că eu nu pot să accept. Exact cum n-am acceptat în federație, când n-am mai avut rezultate și nimeni nu mă încuraja și toată lumea îmi spunea că trebuie să mă obișnuiesc cu gândul că noi nu vom mai fi unde am fost. Și eu am zis, nu pot să accept lucrul ăsta. Eu ori plec, ori caut soluții. Dar dacă plec, înseamnă dau dovadă de lașitate. Dar eu niciodată n-am părăsit corabia atunci când ea era în largul mării. Părea că lua apă. Exact. Și atunci am căutat soluții, am căutat echipa, am căutat oameni cu care să lucrez și să ajung unde am mai fost. Perfect. Dar iertați-mă un pic. Una să ai feliuța atâta. Exact. Și alta e să ai fac atât. Atâta. Felia atâta o faci tot cu oameni. Dar oamenii sunt foarte reticenți la schimbare. Dar nu avem ce face. Trebuie să schimbăm, pentru că altfel nu o să mai avem nici ce avem acum. Pentru că vedem tot ce se întâmplă în jurul nostru. Copiii noștri au alte preocupări, copiii noștri au altă viziune, copiii noștri au altă educație, copiii noștri sunt altfel decât am fost noi. Perfect, dar dumneavoastră, antrenorul poate să ia să-i ducă și pe ei exact cum vă luați și pe dumneavoastră. Corect. Și ducea. Corect. Sportul de performanță se face cu sacrificii. Aici n-avem ce să... Da. Cine nu înțelege acest lucru, că fără, dar nu numai sportul de performanță. Orice, orice domeniu. Uite, corect, în domeniul în care activați voi aici, echipa. Puteți face performanță dacă sunteți neserioși, nu, dacă nu veniți la program, dacă vă chemați invitații la o oră și ușa este încuiată și corect, nu... Ești perfect îndreptat. Mai faceți performanță? Nu mai faceți. Nu. Se duce vestea și la revedere. Se duce vestea și zice, nu ne mai ducem acolo, că e neserios, că din diverse motive nu mai mergem acolo. Și sportivul român înțelege treaba asta și așa. Și sportivul astăzi... român înțelege, cel care înțelege cât de frumos este să fii cel mai bun. Să fii cel mai bun la școală, să fii cel mai bun la sport, să fii cel mai bun din lume, să fii cel mai bun la competiția supremă, la Jocurile Olimpice. Mi-a zis de fiecare dată că peste Jocurile Olimpice nu există nimic. Nu există. Uităm nimic. De mondiale, de europene, uităm de... Mondialele, europenele sunt niște stații în niște gări, dacă ți-aduce aminte, care îți spun cam pe unde stai, cam ce trebuie să schimbi, ce trebuie să adaugi, exact ca într-o mâncare. Trebuie să adaugi toate ingredientele ca la sfârșit să aibă un gust bun, ca tu să o mănânci cu plăcere. Așa și aici. Te duci la mondiale, te duci la europene, te bați cu cei mai buni, vezi, ai câștigat, ce ai făcut, ce trebuie să faci ca anul viitor să fii mai bun, că dacă faci la fel, anul viitor nu mai ești la fel. Europenele, același lucru. Jocurile Olimpice nu poți să le compari cu nimic. Nu le poți, nici emoțiile nu le poți compara, că sunt altfel. Adversarul este altfel, chiar dacă 4 ani de zile l-ai văzut și știi, el este altfel acolo. Emoțiile, dacă nu știi să ți le controlezi, uite, mi s-a zbălit pielea pe mine, pentru că
trăiesc acel sentiment de fiecare dată când vorbesc despre Jocurile Olimpice. Emoțiile sunt altele. Dacă nu știi să ți le gestionezi, oricât de bine pregătit ai fi și oricât de bun ai fi, nu câștigi dacă te dovedesc emoțiile. Care sunt naturale și firești. Care sunt naturale și firești. Mi-au spus fotbaliști, iertați-mă, cu 400 de meciuri în divizia și mi-a zis, bă, și la 401 tot am emoții. Exact. Altfel sunt robot. Exact. Și l-am întrebat, la 400 de meciuri jucate, tu mai ai emoții? A zis, da. Da, dar... Că-s roboțel altfel. Dar o să spun altceva. Știi că fără emoții nu poți concura? Ce tare e asta. Știi că fără emoții, dacă nu ai emoții, trebuie să bată un ești picuț într-o aici. Stare din aia apatică, letargică, emoțiile îți creează, îți ridică acea adrenalină, da, de care ai emoții, de care ai nevoie în concurs să te lupți cu cel mai bun. Dacă nu ai emoții, poți să nu te duci la concurs pentru că este clar că nu faci nimic. Dar toate aceste lucruri se antrenează. Și pentru asta ai nevoie de specialiști în jurul tău, care, fiecare, să fie specialist pe bucățica lui și să ajute sportivul ca el să-și gestioneze emoțiile, să fie cel mai bun la, nu știu, pregătire fizică, la specifică, la tot ceea ce face el pentru a da tot ce are mai bun în el atunci când vine competiția supremă. Și te rog, crede-mă că merită toate sacrificiile de pe lume să le faci ca să ajungi acolo. Ce tare asta. Toate. Pentru 10 secunde uneori, că ăia la 100 de metri au 10 secunde. Exact. La un fotbal sau la un basket, da, mai joci, da, o oră, o oră jumate, da, și sunt, da, mai mulți. Da. Acolo, da, tu ăla când a dat drumul la ceas, ai 10 secunde că ăsta e. Asta și e. Tu ai fost 4 ani, te-ai pregătit 4 exact. Ani. Exact, da. Și 4 ani. Și peste 10 secunde poți să fii fericit. Corect, sau s-a terminat și ai acasă. Să fii plâns. Tu te-ai dus acolo reușit. Pentru 10 secunde. Exact. Exact. Plus sau minus. Da, eu de fiecare dată am spus, muncești 4 ani pentru 6 sau 7 minute. Și la finalul lor poți să fii campion sau poți să fii pe lângă. Iar cel mai nenorocit loc pentru un sportiv este locul 4. Că ești acolo să urci pe... Ești să urci pe aia, să urci pe podium. Ești în buza podiumului. Îl vezi vorba și te uiți de jos așa la ei și știi că ceva ți-a lipsit. Noastră n-ați prea prins din asta. Nu prea am prins. Nu prea am prins. Că ați prins aur, argint sau bronz. Acum, da, sincer, da, fără... Da, da, da. N-ați prins să fiți păi acolo. Păi da, dar la început ai spus doar 5 medalii de aur. Am zis 8 cu totul. Ai zis 8 cu totul. Dar 2 aveți de argint și un bronz. Da. Dar n-ați prins 4. Pentru că eu am vrut să am toate culorile să văd cum e. Da, domnule, nu numai aur. Nu numai aur. Dar peste dumneavoastră cine? E doar Nadia în România, nu? Ca număr de medalii. Sau sunteți dumneavoastră? Mi se pare că Nadia are 9, cred. Nu știu, Nadia cred că are 7, dar... Da? Mă rog, contează, da, mai mult. Nu contează. Dar dumneavoastră v-ați dat seama atunci... Nadia cred că are 7. 7 sau 9 sau 10, habar n-am, nu știu câte are, că fiecare sport are un sportiv reprezentativ. Corect. Și care nu... Eu nu pot să fiu comparată cu Nadia. E altceva. N-am cum. Nadia a prins sportul ei, începe de la o vârstă când eu, un canotor, nici nu visează să facă sport. La gimnastică ești campion olimpic la o vârstă când copiii încă se joacă, să zic, da, tinerii cu păpușile. Da. Este foarte greu pentru o echipă de antrenori, vorbesc de echipă de antrenori pentru că în gimnastică se lucrează în cuplu, de asta o să vedeți tot timpul un bărbat și o femeie în cuplu lucrând la gimnastică. Este foarte greu să lucrezi cu copii care devin adolescenți, se maturizează sub ochii tăi. Se maturizează sub ochii tăi și atunci apar și schimbările și vezi într-un an, e așa, anul, da, viitor trebuie să aplice. Deci este foarte greu. Fiecare sport este cu particularitatea lui și cu vârful lui. Așa că eu niciodată nu o să pot să mă compar cu Nadia. Nadia nu o să poată compara cu mine, dar eu mă bucur că România, pe ansamblu, are niște sportivi reprezentativi care, dacă e să facem așa o analiză, un clasament, să zic așa, cam pe ce loc
este România cu câte medalii a cucerit la Jocurile Olimpice, noi suntem acolo, cred că, în primele 20 de națiuni. România... 309 medalii. Noi avem 309 medalii olimpice. România își respectă medaliații la modul sincer. Eu dar nu spuneți da. De dumneavoastră. Nu, eu zic că în da, general. Mine. Păi, ce, cum ai că nu spuneți de dumneavoastră? Păi nu de asta, că dumneavoastră că ridicați odată glasul, vă respectă toată România. Nu este adevărat. Glumim. Da, nu da. Este adevărat. Dar de alții avem grijă? Deci, în primul rând, statul român are grijă de toți medaliații, toți medaliații olimpici, toți campionii mondiali și toți campionii europeni, acordându-le rente viagere. E ceva normal. Cea mai mare rentă viageră, suntem, cred că, în jur de 30 de sportivi din 500, în jur de 560 de persoane. De care, foști olimpici. De foști olimpici. De olimpici, pentru că asta nu atunci se... când spui fost, este deja săracul la 2 metri da, sub pământ. Da. Cât trăiește, e olimpic. Este. E olimpic, este campion olimpic, nu i-a luat nimeni titlu decât, Doamne ferește, dacă a făcut vreo prostioară. Dar în rest, el este campion olimpic. Și noi suntem în jur de 560 de olimpici. Bun. Și campioni mondiali și europeni care suntem beneficiarii acestei rente viagere. Din cei 560, în jur de 30, suntem cu rente maxime. Top. Top. Care înseamnă 16.500 de lei pe lună. Deci în fiecare lună, un olimpic maxim, deci 30, primim această rentă. Deci eu cred că asta este prima dovadă de respect că țara se gândește și la cei care au adus făcut, glorie. Nu contează când, ca cu 10, da, 15, 30 pentru de ani. Că cei care au ajuns la niște vârste înaintate, să zic, chiar renta asta este vitală pentru ei. Da, chiar au nevoie. Chiar au nevoie. Din păcate din au... Din păcate chiar au nevoie de această rentă. După care, statul român s-a gândit și la cei care au fost pe lângă sportivii care au cucerit medalii și sunt beneficiari acestei rente viagere. Și anume, le acordă indemnizații de merit. Cei și care aici au fost aici intră, ce, doamna, antrenorii, exact asta, da, scuze, încerc. Da. Cei care au fost pe lângă, care înseamnă antrenori, care înseamnă doctori, care înseamnă asistenți medicali, kineto, directori de cluburi, diversi specialiști care și-au adus contribuția la un rezultat. Succesul ăla. Da. Vedeți că lucrul ăsta nu prea se știe. Da. Că se pune frână după sportiv. Păi, dar uitați, dacă veni... Tu ai știut pe cine să cheamă. Da, păi da, e foarte da. Bine că... Adică, da. Domnule, sunt oameni... Știți cum se spunea că în spatele unui podiu mai trebuie să mai faci un podium pentru antrenori, exact, preparatori și așa. Da. Oamenii care nu prea se văd. Da. Păi nu, ei nu se văd, dar ei sunt vitali. Pentru că tu, ca sportiv, oricât de bun ai fi, oricât de bun ai fi, să ai talent cu carul, să fii serios, să fii muncitor, să muncești tu după capul tău, este foarte greu să câștigi. Tu ai nevoie de o armată de oameni care să vină în sprijinul tău ca să-ți cultive acel talent și tu să reprezinți țara cât mai frumos. Și slavă Domnului, avem și talente, specialiști mai puțin, că aici stă mai prost la I-ați capitolul I-ați găsit ăsta. Specialiștii ăștia aceștia despre care vorbeați la început, i-ați găsit cu ușurință pe fiecare nu, bucățică? Nu, nu i-am găsit cu ușurință, i-am găsit foarte greu, dar și în toată schimbarea asta, atunci când vezi că nu-ți merge și trebuie să schimbi ceva, trebuie să dai dovadă și de mult curaj. Curaj cărora... Nu știu, ne cam lipsește, nouă ne cam lipsește acest curaj. Și mie întotdeauna mi-au plăcut provocările. Și tot timpul mi-am fixat așa niște obiective îndrăznețe, să ajung greu la ele, să pot să construiesc zi de zi. Și atunci am altă stare să ies din casă, am altă stare să vin la tine în emisiune, am altă stare să mă duc, nu știu, să trebuie să am un scop, un țel pentru care să lupt zi de zi. Așa. Și
căutând soluții, am zis, eu trebuie să fac o schimbare. O schimbare în sensul că antrenorilor noștri care au mai rămas, le-am dat șansa, dar rezultatul nu era cel pe care eu mi-l doream. Și nici nu mă puteam obișnui cu gândul că asta este, noi aici suntem, n-o să mai fim unde am fost și gata. Și ce să fac? Puneam cruce și cântam prohodul. Nu! Și am dat dovadă de mare curaj și am adus un antrenor străin. Pentru că noi suferim foarte mult la capitolul mentalitate. Lumea s-a uitat urât atunci, cinstit. Nu că s-a uitat urât. Ah, mai rău. Mai rău. Înțelegi, deci am zis frumos eu. Da. Asta ne trebuie nouă. Da, asta ne trebuie. Ai înnebunit. Exact așa. Ai înnebunit. Școala noastră de canotaj. Da, da. Placa de la pick-up. Care școală? Că nu mai avem școală. Dacă aveam școală, aveam rezultate, nu făceam pasul ăsta, dar noi nu mai eram pe nicăieri. Londra a fost... Știm povestea. Deci nu vreau... Aia e adevărată? Mi-am șters. Cu dumneavoastră, exact, cu ochelarii de soare, exact, ca să nu se deci vadă... Deci eu am zis că fac atac cerebral. Deci a fost ediția fără nicio medalie la Jocurile Olimpice. Aia am zis, ori rămân, ori plec, strâng din dinți, plâng, mă descarc și fac ceva pentru că a doua ediție nu mai suport să fie la fel. Asta cât era? 2012? 2012, da. Da. Așa. Peste 12 ani? Peste 12 ani, după 2012 am început ușor, a venit prima medalie, au venit niște calificări, au început o medalie olimpică nu o faci în 4 ani. Este, da, trebuie să ai, nu știu, un talent, 2, 4, 9, cum zicea antrenorul meu, al nostru, că am făcut parte dintr-o echipă extraordinară și făcea la antrenamente. Am 11 campioane olimpice și eu n-am cu cine să fac echipă. Deci, vă dați seama, toate astea îmi răsunau mie în urechi. 11. Și eu n-am cu cine să fac echipă. 11 campioane olimpice. Foarte tare, da, deci, da, și eu nu pot să fac o echipă. Și eu nu pot să fac o echipă, așa și eu nu mai vreau să mai trebuie să caut soluții. Și ușor, ușor am... Le-ați găsit pe palierul, da, dumneavoastră, da, de bărcuță și de vâslă. Și de bărcuță. Bun. Și de vâslă. Dar după, da, aia n-a mai fost numai bărcuța și vârsla la ANS. Și după care, da... Lucrurile au început să meargă la bărcuță și la vâslă. Au început să meargă, dar oamenii... Că lumea canotajului este mică, nu este, noi nu avem 1000 de cluburi și suntem în bază de selecție, da, uriașă. Bază de selecție. Noi avem așa un standard foarte bine pus la punct și noi nu ne abatem de la el, adică când faci selecție așa trebuie să arate, asta trebuie să faci, aici te duci, ne ocupăm de școală, ne ocupăm de tot și ajungem. Rezultatele se văd. Până sus. Dar mentalitatea la mentalitate, noi suferim foarte mult și atunci nu știu, instituțiile statului nu produc specialiști pentru sport. Noi găsim foarte greu medici de medicină sportivă, asistenți medicali, kineto, meseriile astea, psihologi, noi, pe care nu i-am avut. Astea noi care au venit, care vin acum, psiholog, mental coaching, da. Păi cine a auzit de specialistul ăsta? Da, cinstit! Preparator fizic, kinetoterapeut, osteopat, și s-au făcut dintr-o dată... nutriționist, deci hai mai punem pe hârtie și vedem colectivul tehnic. Pentru un sportiv. Da, pentru un sportiv, da. Deci foarte greu și atunci... Și cei din stânga, da, și din dreapta noastră n-au rămas pe loc. Ei au avut, da, corect, oamenii aceștia, corect, adică Statele, da, Unite sau să zicem ceva asta. S-au dus, n-au rămas pe loc. Că noi până, nu, la un moment dat... Ei sunt mult peste noi. Noi până la un moment, de la ei. Da, noi am fost parte în parte, da, cu ei. Și gimnastică, da, și exact, canotaj, și box, exact, și haltere, și mult, exact, atletism. Da. Dar, da, noi am rămas acolo, da, un picuț. Pentru că suntem reticenți la schimbare. Da. Nu căutăm soluții. Vedem că ceea ce trăim în zilele noastre nu mai corespunde secolului 21. Ce mergea cândva. Exact. Și nu mai putem merge. Lasă că știu eu că așa am făcut eu și așa trebuie să iasă. Nu mai iese. Nu mai iese. Trebuie să ne adaptăm vremurilor. Digitalizarea în sport este vitală. Este vitală. Aici
Da, perfect. Ca în toată, exact, ca în toată societatea. Ca în toată mai merge, societate, da. Mai merge pe foaie și pe caiet. Digitalizare? Lasă că mă duc la popă, mă duc la director. Ce digitalizare? Lasă că eu știu cum se fac antrenamentele. Mă, că eu așa am făcut. Da. Și am cum a mers, mă, pe vremea mea. Da, pe vremea mea. Când nu erați în fâș și în... Pe vremea mea nu mai merge. Că ea da, s-au dus. Exact. Dar vedeți că peste tot e la fel. Da. Peste tot e la fel. Da. Și la fotbal, și la basket, și la orice disciplină. Trebuie să ne adaptăm vremurilor și trebuie să acceptăm schimbarea. Că trebuie să schimbăm. Noastră ați simțit asta în cei 20 de ani de olimpiți, da, de exemplu? Se schimbau? Da. Ați plecat, aveați 20 de ani la Los Angeles? N-aveați, nu? Când ați câștigat primul. Ați început cu aur direct, ca să-i speriați. Da, da, da. Bun. Direct. Atunci mai mergea cu Heirupul, cu partea comunistă, sistemul... Nu e vorba de Heirup. Că Heirupul însemna așa când am ieșit eu campioană olimpică. Prima dată. 2 ore de televizor... Da? Corect. Un televizor pe hol, nici măcar nu în fiecare cameră, bărci din lemn, vâsle din lemn, trăgeai făcute la Reghin, Reghinul nu mai face acum nimic, da? 20 de minute de masaj și o refacere, să te duci, te bălăcești într-un bazin, într-o apă fierbinte. Asta era. Și dacă vroiai, erai foarte obosită, zicea, uite, ai cada asta cu un furtun cu apă cu presiune și dădeai drumul la furtunul ăla și îți puneai pe picioare ca să-ți relaxezi musculatura. Asta era tot. Asta era tot. E, imaginați-vă să ai, faci ce am făcut atunci. Acum. Acum. Păi nu prinzi nici finala a doua, nu? Să câștigi. Acum avem criosaună, acum avem tecaruri, avem crio, recuperare, avem tot felul de aparate, cizme, care grăbesc, da, cu gheață, refacere, pistoale care îți refac musculatura, îți relaxează, specialiștii care îți fac lucrul ăsta. Pentru asta au învățat, pentru asta aplică, deci da, da. Altfel nu mai merge masajul. Faci și masajul clasic, fără el nu merge. Păi și la noastră cum vă ieșea? Și ăia erau la fel? Ăia de prin state, din și RSS? Și ăia de prin din... state nu erau păi la fel, pentru că ei aveau altceva. Ne ieșea pentru că noi compensau prin muncă. Muncă. Prin muncă. Termenul ăsta a murit? Da. N-a murit acum. Nu e mor de tot. Care? Ăsta cu munca. Munca, da, păi dacă nu murea de tot. Dacă deci n-a murit de tot. A fost în coma, a fost în vai de capul cine, lui. Cine înțelege să muncească, da, are performanță? La cine a murit? A murit. Răbdare mai avem? Nu. Nu, noi nu mai avem răbdare. Băgăm azi, mâine trebuie să fim în finală. Mâine trebuie să fim în finală. Păi uite câți bani am dat. Da, am băgat bani în tine un an de zile, următorul an trebuie să rupi. Nu poți să rupi, pentru că organismul are parcursul lui. Și cu cât ai un copil talentat și nu îl lași să crească conform vârstei și să-i dai competiții conform vârstei, câte exemple n-avem? Câte exemple n-avem în țara asta? L-ai ucis cu mâna ta. Că ai un copil talentat la 16 ani și îl vezi în Liga 1. Și la 20, pa, pleacă afară. Următorul an nu-l mai regăsești nicăieri, că este operat ba la MB genunchi, ba la s-au brațe, împrumutat ba la nu știu unde. De la... Exact, pentru că noi nu avem răbdare să creștem, să-i creștem. Și atunci asta se întâmplă. Dar omul sfințește locul cum noastră. Haideți să dăm un pic deoparte ANS-ul, da, cum v-a dus la federație. Mai există și alții la alte federații unde au avut și acolo succes. O Camelia Potec, o nu știu, nu mă pricep, uite, da, Anușoara cu... Deci omul sfințește locul. Întotdeauna. Pentru că... întotdeauna deci resursele omul au existat, dar trebuia să vină cineva să le, nu? Corect, dar trebuie. Omul sfințește locul dintotdeauna, ca și... Nu știu. Da, în orice. În orice domeniu. Trebuie să vină vezi cineva. Vezi că ai plecat de jos și... Câți primari, nu, da, dau exemplu, câți primari nu sunt gospodari care vezi diferență ca de la cer la pământ cu, nu știu... Da, care e tot primar. Care e tot primar. Păi de ce la unul se poate și la celălalt nu se poate? Păi dacă la unul se poate, ia-l ca model și fă ce a făcut el. Așa și în sport. Dacă ai o federație, două, trei, model, ia-te păi după ia-te după
ăla, întreabă, că nu e o rușine. Dar trebuie să găsești și omul respectiv care exact, să ducă la federația că trebuie aia. Trebuie să vrei, trebuie să... Toate așa aceste, pe hârtie... Da, toți suntem. Trebuie să sacrifici mult, să te sacrifici pe tine, să sacrifici timpul, să sacrifici familia. Păi dacă astea vin așa în cascadă. Și atunci cu siguranță că vine și performanța. Dar nu poți vii din 2 în 5 la birou, dau un exemplu, îi lași acolo ei să facă ce cred de cuvință că tu ai un antrenor, nu îi urmărești, nu îi sufli în ceafă, nu îl lași de capul lui și vrei ca el să fie campion. Păi nu o să fie niciodată. Păi nu o să fie niciodată, că și el are nevoie ca și tine să fie ajutat, să fie impulsionat, împins de la spate, că fiecare mai dintre sunt oameni noi din ăștia avem... care acceptă să piardă multe lucruri, păi să nu mai aibă să timp, știu, să... Păi nu, pe care n-am făcut lista, pe dar care o să găsit. Încerc. Ați găsit. O să încerc. La unde vă referiți? Păi la toate, în federații. Sunt, dar sunt foarte puțini. Foarte puțin dispuși la sacrificiu, foarte puțin dispuși la provocare. Cări foarte puțin dispuși să ia taurul de coarne și să facă schimbarea asta schimbare. De care ziceți. Exact. Deci ăsta e unul dintre cuvintele exact. Alea. Da, alea. Exact. Da. Ați prins, ați fost la ceremonia de deschidere la Los Angeles, ați prins-o, adică ați fost normal, acolo. Și cum se simte un om care când intră, noi venim din țară comunistă, ca cei mai tineri să ne înțeleagă, că da, ce s-a întâmplat la Los Angeles. La Los Angeles, o țară comunistă intră pe stadion și o putere imperialistă, cum îi ziceam noi. O singură țară cu tupe socialistă. Uriaș, 120 și vreo 7 de oameni. Da, deci, avea spălăriuțele alea. Exact, și ce ținută imperială. Și am fost singura țară comunistă participantă la Jocurile Olimpice. Deci am fost răsfățați. Asta voia să la vă întreb. Maxim. Auzeați pe cei care la strigă maxim, România, România, da. Când ați intrat? Deci normal. Adică se face deci, pielea unii care deci, n-au fost acolo și au văzut la... A buit stadionul când am intrat să defilăm. Pentru că se face acea tură de da. Defilare. O țară comunistă da. Într-una super exact, capitalistă. Adică... Exact. A buit stadion. Dar ceea ce mi-a plăcut cel mai mult și cel mai mult este că la acea ediție i-am învățat pe american sporturi. Imnul României. Imnul. Da, deci, de câte ori au... Locul 2 am fost la medalii, da. Nu? Se așezau, se ridicau. Se așezau, se ridicau. Hai, băieți, că mai Hai, avem o medalie. Hai, mai vine încă o medalie. Locul 2 pe națiuni. Foarte tare e asta da. Și de titlu. I-am da. Învățat pe americani imnul național. Da? Hai că mai avem treabă. Da. Da. N-am decăzut după aceea pentru că am mai mers din inerția da. a ceea ce se întâmpla în comunism, unde exact cum spuneam dumneavoastră, antrenorul intra într-o sală, îl vedea pe ăla mai grăsuț da. Că e de judo, care are centru de da. Greutate jos, la box, aia mai înaltă la volei și așa mai departe. N-am decăzut. Sydney, dar la un moment dat... Sydney a fost iarăși o bornă. Ultima participare a României la Jocurile Olimpice, deja vorbeam de alte vremuri, când eram normal priviți altfel, dar sportul încă mai mergea din inerția da, cât să mai anilor de dinainte. Și Sydney e 2000, nu? Da. Deci sunt 10 ani trecuți de la... 27 de medalii s-au cerit atunci, deci... A mai mers jucăria. A mai mers, da. Trecuseră 10 ani da. De la 11, da. Mă rog, de la Revoluție, da. Încă mai da. Mergeau rotițele. Da. După care vine Atena. Da. După care a venit Atena. Atena la... e ultima a dumneavoastră. Atena e ultima. Ultima participare a mea la Jocurile Olimpice de la Atena. V-am mai întrebat eu, mai, da. Mai, ați mai fi putut una? Eu, da. Ați mai fi putut una? Da, păi doar ce ți-am spus că mi-au plăcut provocările. Și? Și a existat? Și a existat doar voință din partea mea, nu și voință din partea statului, pentru că, sincer, eu ca să pot să ies din casă, să zic, deja când am ajuns la o experiență, am zis să particip la 7-a ediție a Jocurilor Olimpice, trebuie să am o motivație de a mă reîntoarce din nou în cantonament. Eu sunt sportiva și sunt singura cu 3 retrageri și cu 3 reveniri. Iar revenirea este groaznică. Deci groaznică, să știi ce te așteaptă și tu de bună voie să te duci. Da.
Și să ai ruperea asta de antrenament. Cât asta cel mai mult? În pauză? Păi cel mai mult... Cu copilul, nu? Sau cu când? Copilul, copil. Da. Cu copilul, dar așa de la prima zi până la ultima? Un an și... Deci în... S-au terminat jocurile, să zicem, luna august, da? Am stat 96-97 noiembrie, l-am născut pe Dragoș și în 98 martie am revenit înapoi în pregătire. Doamne, deci, dar ce a fost atunci în capul dumneavoastră? Deci, iertați-vă! Ambiția, dorința asta, ambiția și dorința de a demonstra că încă nu am spus tot ce am avut de spus. Și în condițiile, vedeți că acum eu mă întorc și vă zic că nu sunteți respectați cum ar fi trebuit. Deci la a șaptea ediție, statul n-ar fi trebuit să tragă de dumneavoastră, să vă facă tot ceea ce vă trebuia, că ați vă duceți la a șaptea ediție? Ba da, dar asta nu înseamnă că statul nu m-a respectat. Statul, cei de atunci, sau... statul nu a realizat ce înseamnă să ai în curtea lui un sportiv care să participe la șapte ediții, care să fie singurul, unicul, pentru că este foarte greu să găsești un sportiv sau cel mai bun sportiv al secolului 20, cum am fost și sunt eu desemnat. Corect. Foarte greu. Și statul nu a realizat. El a avut alte preocupări. Vă dați seama ce povestiți acum? Da, el deci a avut noastră, alte ca om să vreți să vă duceți exact. După șase, băi, mi-ajung șase ediții, ai noroc, cresc copilul, v-am pupat. Da. Da? Numai, mă duc în parc. Eu nu mai aveam ambiția de... Ce să mai demonstrați? Da, să revin, să cuceresc o medalie, aveam toate medaliile, toate culorile, aur, argint, bronz, știam cum e să particip la jocuri, știam cum e să fii, să stai, nu știu, două săptămâni într-un sat olimpic cu cei mai buni sportivi ai lumii, să mergi cu ei la masă, la masă, să mergi cu ei pe alee, să te întâlnești, să dai mâna, să te întrebe, să-l întrebi, bună, bună, faci o poză cu mine, să... Ai aminte? Deja deci aveați tot. Toate aceste lucruri eu le știam. Și statul asta pe călcâie, vorba aia. Și trebuie să găsesc ceva, o scânteie care să mă facă să revin. Și scânteia a fost, zic, nu pentru mine, că eu pentru mine aveam tot ceea ce îmi trebuia. Și zic, construirea acestei piste olimpice care să rămână pentru generațiile următoare, noi să putem organiza o competiție. Corect. Pentru că suntem, vorba aia, în topul celor mai buni și nu e normal să nu poți organiza o competiție la cel mai mic nivel în țară. Dar ce să te mire că n-ai o pistă de canotaj, că nu ai o sală de jocuri de sport în București să organizezi evenimente sportive, să organizezi concerte, să organizezi orice. Vedeți, iertați-mă diferența între noi și statele civilizate. Noi aniversăm 50 de ani astăzi de la anul acesta, de la inaugurarea sălii polivalente Ioan Kunz Germănescu. Alții la vreo 34 de ani o demolează. Exact. Prin Detroit, prin aia au dărâmat stadionul, că a zis, băi, e fake, nu mai avem. Noi suntem bucuroși. 50 de ani am primit jumătate dintr-un secol. De asta te bucur că ai o sală? Deci... Și atunci, în care faci și concerte, joacă și hambalul. Da, și ce bătaie este, pentru că e unica, păi, și toată lumea vrea alta să fie acolo și să facă și concerte, să facă și meciuri și demonstrative și de toate. Și nu e normal. Una... Într-un oraș cu 3-4 milioane de locuitori. Păi adică nu într-o capitală europeană. Într-o capitală europeană. Să nu poți organiza o competiție la niciun nivel, mic, mare, că n-avem unde. N-avem unde. Și e normal, atunci ce mă mir că noi nu avem o pistă de canotaj când cred că nici nu au înțeles acele vremuri. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că degeaba le spui, dacă ai apa, ai 80% ai rezolvat problema. Corect, asta e, după aia ce trasezi pe ea. Cel mai greu e apa. Dacă o ai, atunci restul se așează pe lângă. Nici astăzi nu avem? Ba, nu avem încă completă, dar, în curs, dar am găsit deschidere la Consiliul Local Pantelimon și de aici a pornit această bucurie și acest elan al meu că visul meu și a multor campioni olimpici mondiali europeni într-un final prin mine
da? Capătă da, în sens da. Și capătă, să zic, o viteză mică la început, dar în viitorul apropiat o să putem și noi organiza. Iar eu le spun tuturor, după ce voi organiza ca președinte al federației un campionat mondial de seniori în care să vină românul nostru care peste tot ne încurajează în lume, peste tot avem români care vin și sunt alături ne iau în brațe și sunt alături și ne susțin, oameni care n-au nicio treabă cu canotajul, ci pur și simplu că e român, trăiește acolo, vine, te susține. Și am întâlnit foarte mult și vin cu steaguri și cu copii și cu copii pictați cu tricolorul, deci este... Asta vă încarcă, da, n-are... Nu, și nu doar că mă încarc, dar mă ambiționează să fac același lucru la mine acasă, pentru că nu există, nu se poate. Și nu ce există. Faceți după asta, nu? Vă lăsați? După care mă vedeți retrag. Vedeți că rămâne registrat. Da? După care... Deci un campionat mondial de seniori. Da. Bun. De seniori. În la care, noi în țară. La noi în țară. În care acești... suportă, cel care iubește sportul ăsta sau ok, care nu-l iubește, care nu-l știe iubește. Despre... Dar vrea să vină la spectacol. Dacă vrea să vină la spectacol, să vină să-l vadă. Va vedea acest spectacol. Este greu de realizat pentru că nimic nu este ușor. Da, este greu de realizat construcția. Greu de realizat, dar nu mă las. Caut soluții, caut sponsori, caut... Mă plâng și... Deci ăsta e obiectivul da, dumneavoastră, da, cum ar veni... Da, da, ăsta e obiectivul. E realizabil, cinstit. Este ca foarte realizabil. Hârtie... Nu, este foarte realizabil și asta mă face zi de zi, zi de zi să nu mă las. Păi și dacă, doamnă, se întâmplă peste 20 de ani? Nu are cum. Nu, eu n-am mai... atâta răbdare. Strângeți de gât pe careva până atunci eu să meargă. Am înțeles. Deci, da. Acum, serios vorbind, există posibilitatea ca lucrul acesta să se întâmple mult mai repede. Cu siguranță. Ca să nu vedem pe careva. Nu există posibilitate. Am înțeles. Întâmpla. Deci se face cu siguranță. Deci, cu siguranță. Eu caut soluții, caut, nu mă las, caut bun, persoane. Bun, e posibil, nu există, da. Scrie pe ușă. Da. Da, v-ați gândit că poate să nu vă iasă acum cu Jocurile Olimpice, adică să fie doar 50 de... Ce v-a făcut să credeți că, domnule, o să fie atât? Ok, voința dumneavoastră, dar putea să nu vă iasă? Nu număr atât de mare sau... Păi, să știți că... Că ați avut încredere că eu am astea din ianuarie în care spuneți că, domnule, numărul de sport... Sunt dat declarația noastră. Da, numărul de sportiv va crește. Da. Da? Că da. Altcineva cea tata avem 50, vă pup cu ăștia ai mei, mai vin încă 10-15 în altă parte, am făcut 60, v-am pupat. Corect? Corect, dar eu da, știu... Da, ziceați că mai dă... Și ce... acum când înainte să intrăm așa, ați început să-i mai numărați, că mai vin, mai vine un, da, ăia, doi de la tenis de masă, 2-3, mai se califică unul așa, mai sunt unii de la atletism, deci mai aveți pe listă unii. Oprișene. Da, oprișene mai sunt pe listă oprișene. Unii. Oprișene, eu în sport sunt de la... Nu știu, cred de când că vă știți. Făceam sport în burta mamei și după care am început să fac sport de masă și după care am ajuns în performanță și eu mă învârt în performanță de la 16 ani și am trecut prin toate etapele. Eu n-am ars etape. Corect. Eu îmi dau seama după cum, nu știu, după privire când văd un sportiv, dacă el este în tonus, dacă el are încredere în el, dacă el își dorește, dacă el a dormit bine, pentru că eu n-am ars etape și eu cunosc aceste lucruri. Bun, dar n-ați fi vrut la un moment dat să vă lăsați? A, dar am vrut să mă las de multe a, ori. Nu odată. Dar nu odată. Nu, ce... să spuneți, domnule, gata, mi-ajunge, dar la modul sincer, pentru că am făcut ceva până da. Acum. Viața de sportiv, da, pare ea frumoasă atunci când o vezi la televizor, când câștigă, când este pe podium. Dar ce este în spatele performanței, stau mii de ore de muncă. În cazul meu, da, mii de ore de văslit, tone de haltere ridicate, mii de metri de alergat. Eu cunosc pădurea Snagov ca pe curtea mea. Că nu există loc
prin pădurea aia. Prin care să nu fie alergat. Prin care să nu fie alergat. Urăsc acele 20 de ture sau 25 de ture de stadion după ce ieșeam de pe apă, să zic, după un antrenament de văslit 20 de kilometri, 22 de kilometri, 25 de ture de... De stadion? Ori, de stadion, ori 400 de metri. Păi asta tura. Voiam să mulțesc. Exact. Deci asta după ce ieșai de la antrenament, și un antrenament nu plimbare, un antrenament în care aveai palmele. Program și asta. Ce să mai spun? Ce să mai spun? Că la un moment dat aș putea să fi spus mi-ajunge. Bun, da, ați terminat cu sportul spus, de performanță am și ați revenit. De multe ori. Și ați revenit a doua gata, zi. Sau, gata, spuneam așa. Zi. Eu 8 ani de zile am tras numai simplu. Proba de da, simplu. Da. Eram eu cu mine și atât. Și cu gândurile. Și atât. Plecam la antrenament prima și veneam ultima. Pentru că una nu te poți bate cu o barcă mare. Da? Și psihic, 8 ani de zile m-au măcinat singură. 8 ani de zile. Și în fiecare, deja în ultimul an, îi spuneam antrenorului, domnul Măcene, nu mai pot. Efectiv, psihic, nu mai pot. Și gata. Și mă duceam la concurs și spuneam așa, eu cu mine vorbeam. Ăsta este ultimul concurs. Ultimul. Pe cuvântul meu că ăsta e ultimul. Și îl câștig și mă las. Deci ăsta era gândul cu care eu plecam la concurs. Când am ajuns să nu mai suport această barcă de simplu. Câștig și mă las. E ultimul. Bineînțeles, câștigam. Și mai urma, și mai urma încă unul, că atunci când câștigi, păi mai pot încă unul, Până am zis gata. Păi ce ați făcut? Ați trecut la birou. Am trecut. Bun. Și ați găsit mii de probleme și acolo. Da, dar... Iar v-ați luat la luptă cu ele? Deci sunt mândră de... și nu mă laud. Chiar sunt foarte mândră de ce am lăsat în urmă pe unde am fost. Eu în 2004 m-am retras din activitatea sportivă. Am zis... De punct, tot, gata. De tot, gata. Asta este ultima mea participare. M-am retras, am fost sportiva clubului Dinamo. Corect. Faptul că am participat la a șasea ediție, ambiția mea a fost să sparg această barieră că sportivii clubului, în funcție de rezultate și de studii, normal, primeau grade. Ceea ce se întâmplă și acum. Și eu am plecat de la prima tablă. Deci de la Serge Major eu am plecat. Corect. Da. Și atunci... De jos. De jos. Ați urcat. În funcție așa. Și... La gradul de general, femei, nu existau femei în activitate. Nu existau, că numai bărbați. Și am zis, eu trebuie să rup bariera asta. Și cum să o rup? Particip la 6-a ediție a Jocurilor Olimpice. Câștig, că trebuia să câștig. Da, nu mergeam la participatul. Nu doar să particip. Câștig și să vedeți că rup eu această barieră. Că toată lumea, da, Elisabeta. Dar. Și uite că am rupt-o. Ați rupt-o. Și... Am avut o satisfacție enormă că eu pe 1 decembrie 2004, după jocuri, am devenit general în prima Poliția Română și în activitate. Și am zis, eu aici vreau să-mi desfășor activitate. Nu, du-te, antrenează, du-te în America, ia-ți salariile compensatorii, nu, voi nu pricepeți nimic. Așa că vă spunea lumea? Da, că eu nu vreau nici salarii compensatorii, nici să antrenez, nici să mă duc în America, nici să mă duc unde vreau. Eu vreau aici. Și provocare imensă. Da. Pentru că în acele mici pauze câte am făcut, eu m-am dus și am lucrat în structurile Ministerului de Interne. Am lucrat la Poliția Capitalei, am lucrat la Brigada de Poliție Rutieră, la Educație Rutieră. Era o plăcere pentru mine să mă duc să fac educație rutieră cu copii. E incredibil de frumos. La Poliția Capitalei am lucrat la operații și secretariat. Făceau planuri de măsuri, meciuri, concerte. Eram toată ziua pe drumuri. Aveam un șef colonel. Până aici mi-ajungea.
Și eu eram un fel de bodyguard. Hai, tată, hai, că mai avem ceva de mai avem de făcut treabă, un plan. Să vedem ce se întâmplă, da. Deci mi-a plăcut. Deci mi-a plăcut. Și atunci am zis, aici rămân. Am lucrat în structurile aparatului central al Ministerului de Interne, am fost la Direcția Informare și Relații Publice prima dată, ca director adjunct, după care tot director adjunct la afaceri europene și bineînțeles că a venit momentul să mă duc să ajung președintele clubului Dinamo. Corect. Și cum se zice, de ceea ce am fugit, de aia n-am scăpat. Și când am ajuns la președintele clubului, eu care veneam de acolo, dar eu nu prea aveam treabă efectiv cu clubul, da, pentru că eram în cantonament, nu veneam la club, după care m-am retras, nu mai prea mai aveam ce să caut. Când am făcut pauzele, eu am ieșit, am plecat din club, n-am rămas pe statul clubului, da, și nu prea aveam. Deci, imaginea mea... V-ați luat cu mâinile de cap? Deci, imaginea mea în club a fost așa când am urcat acele scări în pavilionul central, da, cel... Da, așa. În stânga iadul, în dreapta raiul. Așa era împărțeala? Exact, așa, așa am văzut-o eu. În stânga era CSU și era, Doamne, nici biscuiții pe tavan nu erau, se vedeau toate cablurile și firele. Firele și tot. Iar în dreapta era fotbalul. Cu buldogii, cu covoare, cu mahoane, birourile alea, cu ușile, șmechere, cu, da. Așa. Și nimeni nu-mi dădea acolo mai mult de o lună. Nimeni. Deci eu auzeam lucrurile. A, ce știe, ea vine, ea vine de pe baltă, știe, ea ce se mănâncă. Noi... Să pierde într-o lună o halimă. Noi aici, eu am stat 8 ani și jumătate în clubul ăla. Și clădirea, biroul meu era la fotbal. La rai. Dar în momentul în care trecea tramvaiul, clădirea aia ziceai că e cu tremur de 9 grade în fiecare zi. Și mă rugam, Doamne, să nu cadă, să plec de aici întreagă la minte, dar eu trebuie să găsesc și soluții. Dar, norocul, da, meu a fost că lucrând 3 ani după ce m-am retras în aparatul central, colegii mei au văzut ce fel de om sunt și când am ajuns președintele clubului Dinamo, am primit ajutor de la ministru și până la directorul direcției financiare, logistică. Deci toată lumea m-a ajutat. Și dau exemplu acum ca să continui cum am găsit eu clubul Dinamo. O sală de sport care avea 800 de locuri și care era în proces de mărire la 1300, dar nu mai mult, pentru că nu se putea muta o groapă, da, care se numea o clădire în pământ, unde era centrala care alimenta tot clubul. Și care centrala aia era o chestie cu plină de păcură și care era o consumatoare de bani, pentru că când dădeai drumul la căldură, ea încălzea tot și ce nu trebuia încălzea. Și ce nu trebuia încălzea. Deci, păcură. Da. Și toți banii, sau primii, se duceau pe utilități, că alea vrei, nu vrei, trebuie să le plătești. Și după care CSU era mai mult la blană, sportivii mâncau pe la puburile de pe lângă, ca să fiu elegantă să zic că mâncau, dar le dădeau bonuri și ei își cumpărau fiecare ce vroia. Așa. Popota, care știa toată lumea din Dinamo, era inexistentă. O bancă care fusese acolo și care era închisă și sacioaseră tot felul de
oameni pe acolo și nu știai cine ce e. O sală de sport, cum am spus, o gaură, deci nu o sală. Deci era pe hârtie. Așa, după care un bazin descoperit care era mai mult stricat decât funcțional, o groapă, bazinul de not, o groapă. O groapă, era atât. Și toată lumea zicea, nu putem, că vin casele la vale, că trebuie să facem zidul de sprijin. Bine, și de ce nu-l facem? Că dacă trebuie să-l facem, trebuie să-l facem. Dar noi vrem să facem. Niște terenuri de tenis unde se mai juca vara așa, că iarna n-aveai cum. Și dă Elisabeta și construiește. Și plânge-te și construiește și plânge-te și construiește. Și eu după 8 ani de zile am lăsat așa. O sală. Sala asta de jocuri frumoasă. Nouă. Da, nouă-nouță. Am lăsat un bazin olimpic. A fost singurul omologat la vremea respectivă din România, da, unde aduceau campionatele internaționale. Terenurile de tenis care erau funcționale non-stop iarnă-vară, pentru că terenurile de tenis de la Dinamo au cel mai bun drenaj din București. Când plouă, torențial. Imediat se duce. Se duce. Ceilalți mai scot, mai dau. Teu, mai... cu... Da. Aici e imediat și poți să joci foarte repede în comparație. Deci joacă iarnă-vară, producea o grămadă de bani. Am pus parcări pentru că în curtea lui Dinamo toți cei de pe lângă își parcau mașinile. Era un fel de parking free. Așa. Pentru cetățeni. Exact. Sala de fitness, deci acea bancă, am transformat-o în sală de fitness cu vestiare jos și în sală veneau din afară și ne aduceau venituri proprii, că eu n-am prins vremurile de acum. Când statul, fără număr, ia, nu, eu dacă vreau să dau salarii extra, eu trebuia să fac venituri proprii și veniturile proprii veneau din parcare, din sală, din toate, tot ce era pe lângă. Terenurile de fotbal, am pus sintetic. Și atunci copiii jucau non-stop. Refăcut pavilionul central, refăcută popota și chiar vă recomand să vă duceți. Cel mai drag lucru, mă rog, totul mi-e drag acolo, dar ce este cel mai aproape de sufletul meu este așa. Când am intrat să facem vestiarele, că spuneau, nu se poate, noi aici nu putem, că aici jos, ziceai că sunt miner, cu o lampă, cu bec, am intrat în toate subsolurile alea. Și acolo am văzut de la veselă, de când era popota la Dinamo, și în niște pungi, istoria clubului Dinamo. Toate trofeele. Serios? Deci erau de aruncat la gunoi. Acolo în subsol? Exact în subsolul ăla. Deci erau niște pungi, erau așa, hai să fie, să le punem aici, că n-avem ce să facem cu ele, că oricum arată groaznic. Și le-am scos de acolo pe toate, da? Le-am dat la recondiționat. Și cel mai drag lucru sau cameră sau obiectiv din acel club este Muzeul Sportului Dinamovist. Deci ăla este făcut peste sală, nu peste bazin, peste... Nu construit de mine, dar este stat, timpul meu acolo este petrecut. Bucățică cu bucățică, cunosc și mi-am pus sufletul la fiecare, nu știu, încuietoare din aia. Am dat la recondiționat toate acele trofee cucerite de sportivii dinamoviști și o să vedeți acolo niște cupe din argint, filigramate cu aur. Deci este ceva care, nu știu în ziua de astăzi dacă se mai fac.
El poate fi vizitat de către sigur oricine? Că da. El poate fi vizitat. Mi-a dat o idee. Da, el poate fi vizitat de oricine. Și unde e acolo? În, este în... exact în pavilionul, pavilionul central. Pavilionul central care se vede la... Din stradă, din stradă, cum ar veni, de pe Ștefan cel Mare. Avea o culoare, culoarea aia gri, de pușcărie, așa, care te lua cu fiori pe șira spinării și normal că am colorat-o, am refăcut-o, am... Arată și ea o clădire. Normal. Birou. Bun. Bun. Au trecut 8 ani jumate. 8 ani jumate și am plecat. Ați plecat. Da. Bun. Da. Nu v-a ajuns, tot nu v-a ajuns. Nu întreb serios. Tot nu v-a ajuns. Da, sună urât așa că tot nu m-a ajuns. Păi tot nu v-a ajuns înseamnă că da. Să vă liniștiți la un moment dat, să vă da. Vedeți la lemne voastre. Știi cum, uite, vezi... Adică încă o provocare? Uite, tu m-ai invitat la emisiune, da? Ca să fac așa o paralelă, m-ai invitat la emisiune și eu am venit în emisiunea ta. Asta înseamnă că mie nu mi-a ajuns și eu am să venit vă mai în duceți să, la... Da. Așa? Nu, eu am venit la tine de drag, pentru că te respect, știu ce faci, nu este ușor să faci ceea ce faci tu, promovezi sportul și atunci mai ca aliat. Să rămână. Pentru că și voi, pe felia voastră, trebuie să fiți campioni. Că așa? Corect. Mulți... Bun, dar la un moment dat vă gândiți că, domnule, nu cu răutate, am făcut destule și e cazul să mă mai gândești la mine și la familia mea. Da. Nu știu, probabil menirea mea pe acest pământ este să fac în continuare. Da, deci păi să vă... Dumnezeu da, să nu mă ajută. Să nu vă schimbați, e perfect. Dumnezeu mă ajută, mă ține sănătoasă. Asta e cel mai important. Să știi că așa să mai glumim puțin. Mi-am făcut niște teste săptămâna trecută și acel cântar care valorează foarte mult și care este vital pentru sportul de înaltă performanță și pentru cei care într-adevăr țintesc cea mai strălucitoare medalie, așa, am zis ia să văd și eu care-i treaba unde, cu el? În ce tipar mă încadrez și bineînțeles datele spun că am vârsta biologică 44 de ani. Oh, mulțumite! Păi mai prindeți o ediție de jocuri. Așa păi că... la 44 ați fi prins-o pe cea de-a exact, șaptea, nu? Exact, da. Are vedere. Așa că îți dai seama ce elan de a merge mai departe am. Nu mă doare nimic. Am liniște acasă, familia mă susține pentru că, să știi, pentru un sportiv contează enorm de mult enorm. Să aibă susținerea familiei. Și familia înseamnă copil, soț, mamă, tată, soră, prieten, asta înseamnă. Da, clar. Atunci când tu nu mai poți, să vină cineva în care tu ai mare încredere și să spună, cum e că nu mai poți? Tu... Nu trebuie să spui că nu mai poți. Uite, ai făcut aia, ai făcut aia, deci atunci ai putut și acum nu mai poți? Gata. Imediat încrederea aia că cineva crede că tu poți. Pompează în dumneavoastră ceva. Pompează în sportiv. Pompează în... încrederea aia. Deci aici este problema. Și atunci, dacă am toate aceste ingrediente și sportul este viața mea și zic eu că experiența este nevoie de expertiza mea în sport, că nu întâmplător mă aflu eu în fruntea acestei agenții naționale pentru sport, unde vorbim de tot sportul românesc. De la bază, pentru că avem cluburile sportive municipale, da, și până la sportul de înaltă performanță, care înseamnă federațiile. Dar eu cu colegii mei și din agenție, dar și din federații, președinți, specialiști, noi împreună trebuie să facem. Dar când oamenii sunt reticenți la schimbare, da. Iată că această schimbare, dacă nu este acceptată, și toată lumea realizează că este nevoie, dar nu ia nimeni taurul de corne, că dacă auzi și bănuiesc că ai auzit în stânga. Da, trebuie să facem ceva. Noi trebuie e să clar, facem bă, ceva. Că nu mai merge așa. Nu mai merge așa. Da, bun. Ce... Deci, ce
trebuie să faci, păi să știi ce trebuie să faci. Dar când vine foarfecă așa și taie, nu-ți convine. Și când nu-ți convine, nici la agenție mai bine... n-ați găsit o situație roz, nu? Că știu că declarați că, domnule, banii erau terminați de la jumătatea anului pentru tot anul. Ce să găsesc roz? Gândește-te că eu în agenție, anul trecut am găsit în jur de 30 de executări silite. De procese, deci, ziceați, de da. De procese pierdute, toată lumea cerea bani, mașinile, cel mai elocvent exemplu, înainte să-și termine mandatul, ministru, au fost executate mașini, toate mașinile agenției. Deci, eu am zis, mai rău de atâta nu se n-are poate. Cum să n-are cum. Da, acum să râdem, dar deci, nu e de râs. Da, nu este de râs. Nu este de râs. Vorba este de starea de sportului. Da. Eu nu înțeleg cum cum s-a ajuns aici, da. Cum a funcționat? Cum n-a murit într-o zi? 30 ați găsit? 30 de executări silite. Deci astăzi pot să spun că... Dar nici la un cofil. Cea mai mare realizare a mea este că am reușit ca să acopăr acele executări și să nu mai apese această pată urâtă pe umerii sportului românesc. Deci este inimaginabil. Și atunci când salariile sunt cum sunt, când nu faci altceva decât dai banii de salarii și ai rămas fără nimic, nici performanța n-are cum să apară. De unde? Nici performanța n-are cum să apară. Dar noi, în primul rând, cum le spun eu lor, spun și aici, noi trebuie să fim sinceri unii cu ceilalți, să acceptăm că suntem la cel mai jos nivel. Și încă Dumnezeu ne ajută enorm de mult că ne dă numărul ăsta de sportivi care își doresc, care se pregătesc, care și mi-aș dori ce mi-aș dori eu foarte mult să nu mai aud pe nimeni să nu mai aud spunând, ăla și așa nu face nimic, ăla e așa, ăla pe dincolo, ăla abia face, ăla abia aleargă, ăla nu știu ce. Nu, sportivii trebuie să încurajați. Și analiza făcută după ce s-a terminat. Corect, nu, îi termini înainte sau... Nu-l termina psihic înainte, pentru că el citește și el este un om normal. Da, și el are telefonul ăsta. El are telefon. Și el are telefonul ăsta și nu cred că are o stare de bine și așa el intră când imediat, citește da. Și zice, ia uite ce... Cum glumeam noi înainte, lăsați autocarul pe avarii, că noi oricum nu stăm mult. Ca poartă așa e ok. Hai dar să ne încurajăm, ce ne costă să fim optimiști? Ne-a dispărut doamna Lipă și bucuria bucuria asta de că participăm undeva la o întrecere. Păi n-avem voie, este cel ne-a mai dispărut. Frumos lucru să te întreci cu cei mai buni. Păi da, dar oricum ăia ne bat. Păi de ce să, de ce ăia ne bat? Hai să vedem dacă ne bat, unde greșim, hai să îmbunătățim. Hai să vedem, pentru că am demonstrat că putem. Toate fetele gândeau așa când erați dumneavoastră. Da, probabil nu și așa am fost educate. Nu că știu. Degeaba trăgea una dacă trăgea celelalte. Eu vreau să spun așa că de la antrenorii mei, eu am auzit așa când ne duceam înainte de competiții. Începeau jocurile olimpice. Făceam tot felul de, nu știu, vizionări, testări, analize, ce făceam noi. Da. Și întotdeauna antrenorul ne zicea, să țineți minte. Imnul se intonează doar pentru locul întâi. Restul sunt premii de consolare. Ma. Asta restul sunt premii de consolare. Păi normal că-ți dădea încrederea aia, domnule, uite, antrenorul meu are încredere în mine că eu pot să câștig și eu fug de premiul de consolare. Că mă lipesc de el, că nu poți fi numai pe prima treaptă, dar și a doua și a treia nu este de aruncat. Corect, dar nu pentru asta dar mă nu duc. Nu pentru asta, că dacă te duci pentru bronz, păi nu te apropii de el. Dacă psihicul tău la o competiție spunea, eu nu câștig, că nu pot să mă bat, eu nu pot să-l bat pe ăla. Sunt ruși, sunt americani, gata. Nu, eu nu pot să-l bat. Păi da, e clar că nu faci nimic. Ești înfrânt din start. Aveți o ediție care vă e mai dragă sau toate sunt? Nu, deci nu pot să spun nu că nu puteți faceți un top, Nu, clasamente. Bine, ați venit cu medalii de la fiecare. Da, dar adică n-ați avut nicio dezamăgire, să spunem. Și dacă nu veneam, amintirile sunt amintiri. Șase ediții, da. Țări diferite, culturi diferite, timpuri diferite. Sportivi diferiți. Primele două le-ați prins sub comunism, 84 și 88. Da. După aia cu schimbări, cu... Da.
Da. Dar uitați, atunci când ați fost în 92, ăia s-au prins spanioli. Știți că am mai vorbit noi că dacă bagi niște bani și dacă ai răbdă, uite ce mișto au ieșit jocurile. Păi, și cu performanțe. Și uitați-vă acum unde e Spania după 30 de ani la orice disciplină sportivă. Da. La orice. Exact. Dar au avut răbdare. Corect. S-au gândit, domnule, băgăm banii ăștia și... Da, păi trebuie să creștem. Existe programe. La păi noi... Vrem, sportul să fie declarat sport național. Doamne, de când se auzi? Bun, da. Noi avem o oră de sport la Da, sport național, fizic. Sport național. Dar vino și spune cum îl vezi. Ce trebuie făcut? Păi cum, cu... Hai! Cu școli închise, cu terenurile de sport închise, păi cu bătătorul de covoare unde se juca dispărut că s-a făcut parcare. Și unde mai te duci? Unde e sport de masă? Păi, unde îl declari? Adică copilul ăla a stabilit ceva obiective pentru Jocurile Olimpice acum? Adică v-ați gândit la ceva, medalii concret? Păi, obiectivele... Bine, toată lumea normal. Păi, la aceste Jocuri Olimpice, federațiile sportive naționale și-au fixat niște obiective. Corect. Iar în urma adunării medaliilor, s-au propus 13 medalii. Deci dacă noi obținem 13 medalii de aur, nu de aur, cu totul, 13 medalii să aducă delegația României. Să aducă delegația adică României. Adică plecăm azi, când ne întoarcem, trebuie să avem la gât 13 medalii. De la 4 cu cât am terminat ediția anterioară, la 13, păi e clar că... E de 3 ori. Păi e clar că proiectele, programele și tot ceea ce face sportul, înseamnă că e bine. Corect. Dacă sunt îmbunătățite, următoarea ediție va arăta și mai frumos. Haideți să facem un scenariu. Trec jocurile, iese bine, vă luați noastră pauză. Ce faceți la început, când se termină? Deci se termină ediția de jocuri, ceremonia de închidere, avem 13 medalii. Ce faceți? Păi venim acasă și le serbăm. Aia asta nu mai merge numai. Păi numai cu... ce facem? Plecăm în vacanță? Păi nu plecăm. Le serbăm. Le serbați și după aia? Și după care? Vă luați vacanță? După care începe următoarea. Era sigur pe aia. După următoarea, care? Următorul ciclu olimpic. Ciclu olimpic. Păi nu pregătim Los Angeles. Unde vorba aia, când vă întoarceți acolo. Chiar ați mai fost în Los Angeles, ați mai fost atunci, mai nu? Da, da. Foarte tare. Și mai acum mergeți, se va merge cu amintirea de atunci. Da. Chiar că dumneavoastră a schimbat generații întregi ca sportivi. Și de antrenori. Erau unii vorbaia, și de antrenori. Da. Erau unii tinerei și când erau bătrânei când v-ați dus la așa, aveau bărbi, aveau... Da, așa e 6. Și o prindea și pe a 7 dacă vă construiau ăia. Da. Dacă vă făceau ăia două piste, nu serios. Și 4 ca oficial am prins deja. 4? Aveți 10 ediții? Da. Asta e 11 acum? Da. 11 ediții de... Da. Va mai ține, dar știu că e timpul prețios, că ne întindem la... Oricum, cât e ceasul? Gata, știu. Dacă a zis, mamă... Mi-ai zis o oră. Păi nu m-am uitat la ceas. Păi nu te-ai uitat la ceas. Și ne-o prinde pe doamna Lipă, fraier să fie. Da, te-ai uitat la ceas. Nu știu ce ceas am zis, dar al meu a rămas în urmă. Ziceți-mi, deci ce vă doriți personal dumneavoastră? Eu personal pentru mine... Vedeți că rămân înregistrat. Da, eu pentru mine îmi doresc să fiu sănătoasă. Asta a zis că nu vă doare niciun genunchi când plouă afară, nu scârție nimic? Nu mă scârție nimic. La mai când e aveți așa 4... un pic de... Ai. Da, mai unge, mai... Hai, dă cu crem. Aveți 44 de ani. Biologic. Nu știu, nenicule, așa a zis, 44. Așa. Bun. Altceva. Să organizăm, acum serios, să organizăm la seniori ceva grandios, la seniori. Dar bătaia cea mai apropiată sunt Jocurile Olimpice. 1-3, da? Mai avem 1-3, 3. 50 de zile. De astăzi. De astăzi. 50 de zile. 50 de zile. Puțin rău. Foarte puțin. Așa pentru noi. Și cu cât timpul, zilele trec așa, parcă timpul presiunea se comprimă, e și mai... tensiunea crește, emoțiile cresc, starea asta de disconfort se instalează. Și adică aștepta să înceapă cum ar veni. Exact, nu, hai, Dumnezeu, să înceapă. Pentru asta... sportivii au nevoie de toată susținerea noastră, a tuturor. Corect. Și eu, corect.
Corect. Fac apel. Încurajați-i pe toți cei care și haideți să ne bucurăm că îi avem acolo. În arenele sportive. Îi avem acolo. Și după facem analize și vedem, criticăm pe cine criticăm. Dar acum haideți să-i încurajăm. Corect. La fotbal o să vă uitați? Normal. Păi fotbalul întâi până. Păi da. Începe treaba acum. Sportul românesc este împărțit în două. Fotbal. Raiul și iadul. Da. Fotbal și alte sporturi. Și dacă fotbalul lui este bine, ne e bine și nouă. Așa că eu din toată inima le doresc să spargă gheața bine, să spargă gheața cu încredere că pot să o spargă. Corect. Și dacă au căzut, să aibă puterea să se ridice. Pentru că în sport... Timp de Germania n-aveți să vă duceți la vreun meci. N-am timp de Germania. Da, lasă-mă mă cu Germania. Sunt, sunt prinsă cu alte activități, dar îi urmăresc cu siguranță și sunt aproape de ei, pentru că sunt ai noștri. Corect. Și hai să ne bucurăm. Tragem la 100, la 100 de sportivi? Tragem la 100 de sportivi. Eu îmi doresc să depășim puțin. Bun. Ei, știți dumneavoastră ceva atunci. Doamnă Sărumâna, mii de mulțumiri. Știu mulțumesc că aveți treabă multă. Noi vă mulțumim. Cum ziceați, mai orange și să-i spuneți, doamne, că vă așteaptă acolo. Deci eu vreau să știu exact. Aplicați, exact. Trageți, vă înscrieți și câștigați. Ce și la ce veniți? Ce câștigați? Da, unde? Ce oră? Câștigați? Deci, vedeți? Orange, da. M-ați băgat. Fii hotărâtă până la capăt. Nu așa, așa cu facem o jumătate de măsură. Corect. Ceremonia de deschidere rămâne la fel. Nu s-a mai modificat nimic. Cu toate problemele care zic ei, bun. Să dea Domnul să iasă. Noi terminăm cu cea mai irosită dintre toate zilele noastre, cea în care n-am râs. Aici nu merge, că o adaptăm. Cea mai irosită e cea în care nu ne-am susținut sportivii? Da. Deci așa terminăm. Așa terminăm. Mă uit la cameră și așa. Să rămână încă o dată mii de mulțumiri. Mulțumim și prietenilor noștri de la Orange. Intrați pe aplicație acum la modul cel mai serios, pentru că puteți fi alături de sportivi și acolo la Paris. Cea mai irosită dintre zilele noastre este cea în care nu ne-am susținut sportivii. Hai România! Mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere!